Pompierii au ajuns imediat la locul incendiului cu două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj smurt, reușind cu rapiditate să lichideze flăcările. Nu au fost victime, iar reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență confirmă că arsa acoperișul construcției pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, fără a pune în pericol celelalte construcții. Din primele cercetări, se pare că focul a pornit de la cenușa trasă dintr-o sobă și depozitată lângă mai multe materiale combustibile.